Am făcut până acum 50 de milioane de scaune. 50 de milioane de scaune. Bine ați venit la Primop după o perioadă destul de lungă. Producem acum pe săptămână peste 30-40 de mii de scaune. A fost perioada când am produs 10 mii de scaune pe zi. La producția asta nu avem noi clienți cine să cumpere. Trebuie să fie un client mare care să cumpere. Și așa, cam 90 și ceva la sută din producție este exclusivitate IKEA. Practic aceste funduri pe scaune, nu? Da, te duci pe scaune, da? Orice întreia să se poate face pe aceste mașini. Suntem acum pe jumătate, că lucrează un operator pe timpul de prelucrare, ori pui pe 6 posturi, ori pui pe 3, din tot același timp. Numai că e foarte greu să deplasezi în sănătate pentru o unitate mai mică de producție. Nu are producția așa de mare și poate să pune 6 și să stea să aștepte până pe mine. Acum, cel care lucrează, aici pregătește. Și atunci, operatorul nu are timp mort, el produce tot timpul. Trei, mai avem unul în Ucraina. I-am luat-o acolo înainte, după aceea când am văzut că jumătate din timp era alimentare. Acum, produce dublu, că o mașină merge și alta alimentează. I-am pus alături amândouă și el poate alimenta și unul și produce dublu față de cât lucra pe unul. De prima dată am asistat unul, și am asistat încă unul. Este o bună calitate. Pentru ei o notă foarte bună că mașina lor s-a adaptat unei fabrici atât de mari. Aici e cu totul altceva. Nu e ca undeva unde lucrează, noi, mai lucrează peste o săptămână. Am acreditat utilaje pentru și componente care nu necesită multe cate de lucru. Că n-are sens să folosesc un CNC, un 5 axe, într-o face între ea. Și atunci ăsta are un preț accesibil și bun, și calitate și de toate. Suntem mulțumiți, este fiabil, este calitativ bun. Și totdeauna a răspuns prompt dacă am avut ceva probleme. Și practic și serviciu a fost. Da, și online am rezolvat și dacă a fost cazul s-a deplasat până la noi, n-am avut Primobu ca și firmă a început în 1991. Primele produse făcute de noi au fost scaunele pliante, care și în momentul ăsta le facem. Avem undeva la 39 de milioane de euro cifră de afaceri pe anul fiscal trecut. Lucrăm cam cu 1200 de oameni în momentul ăsta. Toată gama de scaune de dotate, chiar primele modele se fac aici. Se dezvoltă, se finalizează, se retușează. Când s-a ajuns la final de introducere în documentație, atunci vedem cine câștigă. Poate să fie alocat în Thailanda, poate să fie alocat în China, poate să fie în Bulgaria, poate să fie în Polonia, nu știm unde este. Noi nu le putem prelua pe toate. Noi le dezvoltăm, dar nu le putem prelua pe toate. Toate scaunele IKEA sunt demontabile. Nu e simplu să faci scaun demontabil și să aibă și planetate. Trebuie să gândești toate astea. Ca să faci milioane de scaune și să aibă planetate, e mult mai greu un pic, trebuie să ai o tehnologie și un alt concept. Am învățat multe lucruri de la IKEA. Când am început cu scaunele cu IKEA și am dezvoltat, noi am vrut să mai facem și alt mobilier. Și a venit Inva Kamprad și a spus, nu, dacă te specializezi, faci scaune. Și a avut dreptate că dacă ești bun, trebuie să fii bun în aceeași produs. Nu să faci și mobile, să faci și pantofi și haine și de tot. Așa că în lumea asta nu este un furnizor mai mare decât noi de scaune. Și să producă și o varietate atât de mare de scaune. Practic, cam în toată lumea asta există scaune făcute la Sighetul Marmației. Livrăm în toată lumea, mai puțin America de Sus și zona de Africa.